Cel mai frumos cadou pentru patru mame din județul Sălaj de 8 martie a fost un copil. La maternitatea spitalului din Zalău s-au născut patru copii, două fetițe și doi băieți. Medicii susțin că bebelușii sunt sănătoși, iar la naștere au primit nota 10. La maternitatea spitalului județean de urgență din Zalău s-au născut patru copii, doi băieți și două fete, cu greutatea cuprinsă între 3,310 kg și 3,420 kg. Atât mămicile cât și nou-născuții sunt sănătoși, urmând să poată fi externați în perioada imediat următoare.